Salut, sunt Marius Aslău, bine ai venit la lecția 5. În această lecție vom învăța simbolurile acordurilor și un cântecel care folosește doar două acorduri. Să începem! În primul rând, vreau să vedeți această foaie care se intitulează Simbolurile notelor în sistemul internațional. Fiecare notă de pe portativ are numele ei, astfel încât muzicienii știu ce notă să cânte. Primele 7 litere din alfabet sunt folosite în notația internațională pentru numirea notelor. Astfel vom avea, pentru Do vom avea C, pentru Re vom avea D, pentru Mi vom avea E, pentru Fa vom avea F, pentru Sol vom avea G, pentru La vom avea A și pentru Si vom avea B. Haideți să vedem acum cum este cu acordurile. Pentru Do major vom avea C, iar pentru Do minor vom avea C și M micuț. Pentru Re major vom avea D, pentru Re minor vom avea D și M micuț. Toate simbolurile trebuie învățate foarte bine, deoarece toate cântecele pe care le vom cânta aici vor fi cu simboluri. În această foaie avem un cântec care se numește Iisus, eu aș vrea să fiu un instrument de laudă. După cum observați, pe această foaie avem versurile, iar deasupra avem acordurile. Acest cântec folosește doar două acorduri. Do major, care este C, și Sol major, care este G. Ok, deci vedeți acolo la început, începe acordul Do major, apoi la gloria ta, mai precis la ta, acolo vom schimba la Sol major. Haideți să vedeți cum sună acest cântec și să vedeți cum schimb acordurile. Iisuse, eu aș vrea să fiu un instrument de laudă, un cântec spre gloria ta. Un sunet cu ton plăcut, o șoară cânta acest cântec, trebuie să schimbați două acorduri, Do major și Sol major. Pe fiecare acord veți face două măsuri. Când veți reuși să executați așa, atunci sunteți pregătiți să cântați cântecul. Haideți să cântăm acum tot cântecul pentru ca să aveți un exemplu și să puteți cânta împreună cu mine. Iisuse, eu aș vrea să fiu un instrument de laudă, un cântec spre gloria ta. Un sunet cel puțin 30 de minute pe zi și veți reuși. Ce înseamnă 30 de minute pe zi?
Înseamnă să studiezi 30 de minute și a doua zi ai reușit deja. Nu, înseamnă timp de o săptămână studiezi 30 de minute pe zi. Eu așa m-am gândit la început că fiecare lecție dă câteva îndemnuri cum să înveți la chitară. Și urmărești o lecție, studiezi o săptămână. După caz, 15 minute, dar în acest caz, când trebuie să studiezi puțin mai mult și să ajungi să schimbi acordurile, trebuie să studiezi cel puțin 30 de minute pe zi. Îți doresc mult succes și Dumnezeu să te binecuvânteze!